Distinși podcast spectatori. Acest clip nu este un vlog, este un podcast. De fapt, este o bucățică din podcastul pe care l-am filmat cu Zaiafet și Zaiafet a zis că bucățica asta nu vrea să apară în podcast pentru că îi se pare că plictisim lume. Și tocmai asta mi-a zis, băi, ia dă bucățica asta și îl pun separat la mine pe canal. Așa că, dacă vreți să vedeți podcastul cu Zaiafet, găsiți link în descriere către podcast, este deja sus la el pe canal și uitați-vă și la bucățica asta și spuneți-mi în comentarii dacă vi se pare că e plictisitor. Enjoy! Băi, eu cred că va exista un moment în dezvoltarea omenirii în care vom ajunge așa la un punct de saturație, știi? Cred că am ajuns. Va fi foarte greu să mai vii cu ceva nou. Da. Adică mă uit și la rețelele sociale, știi? A fost gimmick-ul ăla cu story-urile pe care l-au inventat ăștia de la Snapchat, l-au furat și ăștia de la Facebook și l-au implementat pe Instagram, WhatsApp și știi? Și momentan e un punct de saturație în care nu prea, adică încearcă, poate mai vin cu niște reaction noi, știi? Mm-hmm. Adică sunt momente în care ne blocăm și e nevoie de un geniu, de cineva din spate, de un domnul Dragnea, care să vină să de primele chestii pe care poți să le ai ca să te scoată în evidență, știi? E mult mai ușor să intri într-o benzinărie cu un BMW să uite toți așa la tine decât să ieși dintr-un logaj și să începi să spui Împăratul Tiberius a domnit între anii, știi? Nu, dar știi ce? Prima chestie. Eu cred că mie mi-ar fi folosit foarte mult și m-aș fi distrat mult de tot cu o mașină de genul ăsta în liceu. Pentru că e mobilitate și tu ieși la mama acasă și vrei să ieși și e mamă, poți să ieși și mașina ta, știi? Poți să te duci unde vrei tu. Deodată ești mult mai... Zici de licean cu permis care are o mașină de 500 de cai? Da. După care impresionezi toate fetele, chestie care m-ar fi interesat. Acum eu sunt căsătorit de 6 ani. Păi mie nu-mi pasă dacă se uită lumea în benzinărie, nu o să mă duc să o parchez, nu-mi pasă. Deci toate lucrurile astea sunt încă valabile și cred că ar fi fost valabile și în viața mea, dar înainte, știi? Și mă gândesc că înainte, asta e o chestie, că trebuie să fii băiat de bani gata sau pentru că dacă ești bătrân și ți-ai luat mașina asta, e trist să ai așa 60 de ani și să te uși la... Înseamnă că ți-ai trăit, ți-ai irosit viața, nu ești pe făgașul tău, nu ești un om echilibrat. Păi, care vrei să impresionezi pe cineva la 60 de ani cu mașina ta de 500 de cai putere, e trist. Vrei să impresionezi pe cineva la 18 sau 19 ani? E foarte frumos și mai mult decât distractiv. Să știi dacă că ai bani. Ambele zone au, cum să zic, pot fi atacabile. Odată, nu știu, de 18 ani, 19 ani, care are o mașină de 300.000 de euro, da? Sau cât e BMW-ul ăla, e probabil că vreo 100.000. Habar n-am. Sau 80.000, whatever. Odată, el va primi atât de multă atenție nemeritată și se va umfla. Nemeritată, meritată, are mașină. Nemeritată. Știi care e faza? Da, are mașină, dar când meriți atenție, din punctul meu de vedere, trebuie să ai ceva de spus. Trebuie să fii un om... Bă, sunteți prostii. Bă, sunt în continuare pe principiu că ce ai tu aici contează mult mai mult decât ce ai aici. Este așa, în teorie. În liceu conta... La mine în liceu, dacă aveai blugi... Te deformează. Când ai partea... Uite-te la copiii ăștia care... Uită-te la generația Disney, știi? Îți pare prostie asta, nu e adevărat. Băi, lasă-mă ție să zic la cap, știi? Da. Care, din cauza faptului că la 12-13, uite-te la Andre, știi? Trupa Andre, care aveau super atenție la 16 ani, 17 ani și cât de defecte sunt acum, cât de greu le... Ce la... se pare că sunt defecte? Băi, uite la Andrei Bălan, că nu știe ce să mai facă pe Facebook ca să capete puțin atenție. Nu știu. În fine, mă gândesc că după aia ți-e greu să fii adaptat social. Pe de altă parte, tu zici de ăsta care are 60 de ani și care are un BMW, știi? Mm-hmm. Dar tu gândește că poate omul ăla toată viața a muncit, să toată viața a visat să aibă și el mașina aia, să simtă și el, bă, cum e să-i dai pedală, știi? Că el poate nu e blogger și nu primește mașini în teste, știi? Mm-hmm. Dar aș dorea și el să aibă odată chestia. Bă, și ajungi la 60 de ani și permite în sfârșit din banii lui munciți, nu din banii de la mami, să-și o cumpere, știi? Da. Adică ambele chestii sunt atacabile, eu ți înțeleg perfect perspectiva, eu nu vreau să te contrazic pe tine. Doar încerc să dezvolt... Mă gândesc că nu, adică eu nu sunt deloc de acord. Băi, e bine, pe tocmai de asta avem acest podcast împreună, pentru că nu suntem de acord de multe ori cu ce zice celălalt. Și adică, creăm o dezbatere. Viața ta e un proces continuu de învățare și de adaptare. Dacă tu vrei să simți cum e să te împingă un pic scaunul în spate și să... Dai tare pe șosea la 60 de ani,
Oricum nu mai ai nimic de pierdut dacă faci accident la 60 de ani. Aoleu, da, așa o să te gândești la 60 de ani. Dar și bunica mea. De exemplu, am fost cu la mama, cu mașina aia, când drum spre Sighișoara, m-am oprit pe la mama să-l iau pe bunica mea. Ah, ce tare, câte ani ai bunic tu? 89. Mulți înainte, tare. Așa. Sau cam așa. 87. Și i-a fost frică să urce în ea. Sau, pentru că la 60 de ani nu te gândești, n-am nimic de pe urmă, pot să mor astăzi, bă dracu. Bă, să zic că mai e o chestie. Bătrânul care astăzi are 87 de ani este super diferit de bătrânul care peste 50 de ani va avea 87 de ani. Noi suntem obișnuiți cu viteza, noi suntem obișnuiți cu adrenalina. Bunicul tău, probabil, în ce sat? A trăit în sat sau la oraș? La unde a trăit? A copilărit în sat și s-a mutat la oraș. Ce oraș? București, Ploiești. A făcut, gen, a fost aviator sau ceva de genul? Sau a avut o viață extraordinară din punctul de vedere al adrenalinei? A fost alergător. Ok. A fost la olimpiadă, mi se pare, sau la... Trebuie să-l întreb. A fost la ceva, dar lotul pregătitor? Nu știu. Da, cocheta cu zona asta de DNA, nu știu, parașutism. Da, mă, sau... bine, când o să avem noi 87 de ani, o să fim toți niște obișnuiți cu adrenalina. Nu, vreau să zic că noi, generația noastră, suntem puțin adrenalin junkies. E specială, da, față de altele. Nu specială, avem acces la mai multe chestii pe bază de adrenalină. Ne ducem, ne dăm în Montana Rus, în roller coaster, zburăm mai des cu avionul. Cred că asta e plictiseală. Adică roller coaster? Adrenalina e când corpul tău se simte în pericol, nu? Și secretă... elimină niște chestii. Da, da, da. Adică, gen, bunica mea a fost, avea 12 ani în al doilea război mondial. A, bună asta, bună. Au venit, asta. Erau, a văzut și îți poate povesti, luptă cu avioane la el în sat, în care s-a mai prăbușit un avion în partea cealaltă a satului, în flăcări. A avut ceva de adrenalină. Au venit prizonierii de război ruși, unul a căzut, s-a ridicat, era prea epuizat, la el în fața porții, când e o amintire foarte ciudată a lui bunică miu, a venit un ofițer, i-a pus pistolul în cap și l-a împușcat. Mișto, mișto. Mișto? Nașpa, dar mișto că înțeleg experiența pe care a avut-o. Dar că cine dracu? Că adrenalinul acela, stră bunicii noștri cu Marea Unire, războiul de independență, tranșeele, zeci de ani de bombe... Da, mă, dar... Noi nu știm ce e adrenalină. Da, vreau să-ți explic o chestie, Da. Asta pe care o avem noi este o adrenalină controlată. Controlată. E o distracție ieftină, ne distrăm ieftin. Da. Aia era necontrolat. El nu putea să, în momentul ăla în care a căzut avionul, nu putea să facă ceva, să zic eu, nu mă urc în roller coaster ăsta. Eu nu mă urc, nu vreau să pice avionul ăla. Nu vreau, nu-l împușca domnul, dă-te direct, pleacă de aici. E o adrenalină necontrolată, știi? În schimb, noi controlăm momentul în care vreau să fac bungee jumping. Vreau să sar cu parașuta, știi? Noi devenim, noi avem acces. Băi, fiecare generație crede că e specială și nu pe mine mă enervează chestia asta. Diferită, nu specială, este diferită pentru tehnologia. Se schimbă, experiențele se schimbă. Suntem diferiți că stăm pe telefon? Aici e o chestie super mult de dezbătut. Da, super mult de dezbătut și da, poate că ne-am întors. Eu cred că e cam același rahat tot timpul, știi? Avem noi impresia, știi? Cum avem, o să avem când o să fim bătrâni, tinerii din ziua de astăzi. Sau... Dar e un clișeu, E un clișeu pe care îl găsești tot timpul. Deci eu m-am strict în zona de experiență. Faptul că noi avem parte de mult mai multe experiențe controlate, generatoare de adrenalină. Depinde, experiența vânătoare de adrenalină e vânătoare? De exemplu, că bunica mea a fost, nu bunicul ăsta, celălalt bunic a fost vânător. A vânat mistreți, a vânat cerbi, pânca, arpați. A urcat pe toți munții, a sărit de pe, știi? Mai vânător, cu animale împăiate în casă. Da, dar ce ai uitat în corp? Avea el un perete, avea un... Te iei de să șica, nu, avea un perete cu animale și cu marfă, chestii. Marfă. Păi și ce, ți se pare marfă? Nu știu. E același lucru, zic, frate. Deci nu știu, imaginați. Faptul că noi putem să ne dăm în ceva și să ne distrăm, nu ne definește generația, nu ne schimbă comportamentul atât de tare încât să poți să zici că, aoleu, noi putem să ne dăm un roller coaster. De parcă toată lumea se dă un roller coaster. Uite-te și tu în jurul tău. Sunt câteva parcuri de distracții, te duci de două ori pe an maxim. Viața mea nu e definită niciun fel de snowboarding, adrenalină. Bă, eu mă uit în bula mea. Bula de, nu doar gen la protestatari, da? Ăștia 300.000 de oameni, 500.000, cât suntem? Un milion, să zicem. Da. Noi avem o dată puterea financiară și ne permitem puterea, sunăm forțos. Nu, avem o decență financiară care ne permite să ieșim de 2-3 ori din țară pe an, ne permite să unii să-și găsească hobby-uri gen snowboard,
ski, da, wakeboarding și alte chestii care generează adrenalină, știi? Da. Eu vorbeam strict de bula asta. Nu vorbesc neapărat de aia de la țară care încă au WC-ul în fundul curții, n-am nimic cu oameni care au WC-ul în fundul curții, dar zic care nu au această liniște financiară și să ajungă în punctul în care să începe să înceapă să își dezvolte hobby-urile astea pe bază de adrenalină. Știi? Am înțeles. Eu mă referam la așa, zic că din milionul ăsta vor fi șanse că mult mai mulți de ăștia să aibă 60 de ani să îi vezi într-o mașină sport, știi? Deci tu te referi la clasa mijlocie din România, da, care un finuț spre începe să apară. De clasa mijlocie din anii 40, fără violență, nu? Fără violență. Cât tu ești fiu de jandarm? Spre de clasa mijlocie din anii 40? Așa, du-mă în zona aia, că evident știi mai multe decât mine. Păi nu e nicio diferență, se plimbau, mergeau cu mașini sport, era clubul de autoturism. Bă, nu mai puțin decât acum. Nu, cred că erau chiar mai mulți. Mai mult de un milion? Clasa mijlocie a scăzut în ultima vreme, acum a început să se recupereze. Atunci da, din cauza cum? Nu știu, frate, distracțiile sunt tot timpul. Și sunt, nu cred că ne definesc în vreun fel, două, trei distracții. Bă, eu mă gândesc că e și controlat, știi? Eu mă gândesc. Și cu asta aș vrea să închem, că clar nu te simți bine în subiectul ăsta sau nu mă simt bine să preamăresc generația noastră, să dar mă văd un cur sau să cred că sunt special sau să-mi imaginez că un căcat din ăsta cum e snowboardul ne eu definește pe noi. La, nu că ne, nu ce că special ne suntem noi față de timpurile trecute. Nu special, suntem diferiți, avem avantajul că tehnologia, da, pe că acum poți să-ți cumperi un automobil de 300 de cai putere cu 6.000 de euro din Germania, din Anglia cu volan pe de-aia. Da, da. Adică avem astea sunt mai accesibile decât erau pe vremuri. Și de asta zic că pentru generația noastră când vom fi bătrâni, astea vor fi, mișto, hai, știi? Nu vom avea reținerile astea. La asta mă refer. Ce reținere? Doar din perspectivă, că gen 60 de ani mi-e frică să mor într-o mașină de 300 de cai, știi? O să fie la modul, dă-mi e cheile. La asta mă gândeam, știi? Eu nu, deci repet, nu stă la care zic, bă, noi suntem cea mai tare generație, ăia dinainte erau niște prăjuri. Doamne ferește, no, fucking great. Nu gândesc așa, nu se pune problemă. Dar zic că doar avem acces la niște chestii, știi? Am înțeles, gata. Hai schimbăm subiectul. Că nu cum ar fi la episodul, la podcast 50, să-ți oprească timpul, bă, mai dă-te, mă, în pizdam. Știi, gata, nu mai facem nimic, podcast 51. Hei, fraților, sunt singur, dă-l în pizdam, mă, sipă, Mariciu. Ok, sper că v-a plăcut și să-mi scrieți în comentarii, vă rog eu, dacă v-a plăcut sau nu, să-i dau peste nasul lui Zarefet cu comentariile voastre. Să-mi spuneți dacă vreți să mai facem genul ăsta de chestii. Acesta a fost podcastul de azi?